mobiliatorul. Floriana a zis că astăzi nu se implică cu nimic, mai ales că e vorba despre un sport la care n-ai decât arme la dispoziție. E la poligon la Ghencea și ne explică despre cum se pregătesc ai noștri la un sport la care, atenție, istoric în general, istoric am fost foarte buni, în zilele noastre suntem foarte buni. Da. Tirul. Floriana. Ce amorsezi, Floriana? Ce faci? Bună dimineața, Dani, bună dimineața, Răzvan. Mă antrenez, am venit la un poligon profesionist, pentru că aici alături de mine sunt numai sportivi și sunt numai campioni, aș putea spune. Imediat o să vorbesc cu antrenorul de la tir sportiv, domnul Iulian Cazan. Bună dimineața. Bună dimineața. Pentru acest sport ai nevoie de talent sau de antrenament mult? De ambele. În primă fază, talentul și pregătirea fizică a copilului, iar pe parcurs se face diferența prin orele pe care le petrece acesta în poligon și numărul de repetări pe care le face. De la ce vârstă poate face un copil tir sportiv? Ideal este vârsta pentru tir sportiv este undeva, se situează undeva între 8 și 10 ani. Dar și până la 14 ani este o vârstă ok la care se pot apuca de tir. Este un sport costisitor? Da, pot spune că este un sport costisitor. Armele sunt în jur de 3.500-5.000 de euro, armele de aer comprimat, cele de glonți pot ajunge și undeva la 10.000 de euro. Asta la probele de pușcă, la probele de talere, cam la fel, 10-12 mii de euro o armă de calitate. Ai nevoie de un antrenament mental înainte de concursuri? Da. Este nevoie de o pregătire mentală, o mică parte din timpul de pregătire pe care îl faci înainte de începerea unei competiții se adresează și pregătirii mentale, cum ar veni să reușești să-ți mărești capacitatea de concentrare pentru a te ajuta în concurs. Mulțumesc mult! Vreau să vorbesc imediat și cu una dintre campioanele noastre naționale. Este vorba despre Raveca Islai. Bună dimineața! Bună dimineața! De la câți ani faci tu tir sportiv? De la 10 ani. Cum ai început? De ce tir sportiv? Tatăl meu făcea pistol când era tânăr și mă aducea și pe mine la poligon când eram mică. Și am zis că atunci când o să mă fac mai mare o să mă apuc și eu de tir. Și se făceau niște preselecții la proba la care sunt acum, la skit. Și am zis să încerc, totuși. Și am rămas acolo, la skit. Și cum a fost prima dată când ai ținut o pușcă în mână? Era foarte grea și eu eram foarte mică, nu știam la ce să mă aștept. Și m-a surprins puțin reculul de la armă, dar mi-a plăcut și am rămas acolo. Ce înseamnă această probă la care tu participi? Sunt două cabine și 8 posturi și trebuie să te duci să tragi în diferite poziții de pe fiecare post și sunt 25 de puncte într-o manșă și sunt 125 de puncte în total. Știu că ai doborât recordul european, nu? Dacă zic bine, anul trecut. Da, cum a fost? Și despre ce a fost vorba? La proba de mixt, împreună cu colegul meu Vlad Ghețu, nu ne-am așteptat să tragem atât de bine amândoi, a fost o surpriză pentru amândoi și s-a întâmplat. Da. Cum te înțelegi? Adică, cum te înțelegi cu școala și cu tirul? Cam greu, dar mă descurc. Profesorii sunt înțelegători? Unii sunt, unii mai puțin înțelegători. Mersi și mult succes, Răzvan, Dani, eu totuși vreau să încerc acest sport și de aceea imediat voi lua lecții. Domnul antrenor îmi va arăta și mie cum să folosesc o pușcă. Ok. Cât stă cuțeava înspre țintă e ok. Da, știu că
A, e stângace, e stângace, am mai fost o dată stângace. Nici Florian nu știe dacă e stângace sau dreptace. Da. Dar iată... Oh, nu sună, nu! Hai să... mai au oamenii nevoie de neoane, Florian. A pus bărbia pe poatul puștii ca la consult oftalmologic. Aici avem o... Una, mă întreabă lumea, pentru că fac diverse review-uri despre sporturi și activități, mă întreabă oamenii ce ar putea face așa scurt și de după amiază, fără să implice foarte mult alergătură. Trasul la talere este unul din cele mai interesante. E super satisfăcător să spargi ceramica aia, mai ales că tu strigi la talere. Talerele ies câte două în formula de competiție, ies de undeva de sub tine și ele sunt trase de o mașinărie care de câțiva ani și în România răspunde la comanda vocală. În favorita filmul de Oscar, o să vezi începuturile talerelor. Era un nene în spate cu câte o rață, câte o găscă, câte o ce găsea el acolo. Nu cred. Ba da, ba da, și striga de acolo și comanda vocală. Aruncă, trau! Erau unele care zburau mai sus, altele mai jos, altele nu mai zburau mult. Tros! Prima medalie olimpică, prima medalie olimpică a românilor este obținută în 52, dacă nu, 52, de Iosif Sârbu. Iosif Sârbu trăgea la liber, cum se zice. La Helsinki a făcut 400 de puncte din 400, nimerind de 33 de ori în mijlocul țintei. La bătaie cu un rus, dacă nu mă înșel, care nu s-a apropiat nici de 25, de 30 de lovituri. Eu trăgeam foarte bine la ținte cât aveam strabism. Cum trăgeai bine la țintă dacă aveai strabism? Când mi s-au reparat ochii, mi s-a defectat linia de tragere. Iosif Sârbu este recunoscut. Dacă mă înșel, poligonul de la Băneasa se numește Iosif Sârbu. Băieții de acolo m-au învățat despre el că a făcut un lucru nemai întâlnit sau nu până la acea vreme. Deși trăgea cu ochiul drept, după ce s-a întors de la Olimpiadă, deci era cel mai bun din lume, campion olimpic și campion olimpic, medicii au spus să nu-și mai forțeze ochiul drept pentru că s-ar putea să-și piardă vederea. Și a învățat să tragă cu celălalt ochi, ceea ce aproape imposibil anatomic vorbind, pentru că așa suntem noi înzestrați de natură, trage mai bine cu un ochi. A trebuit să învețe cu celălalt ochi. Din motive nelucidate există două teorii diferite. El și-a pus arma la tâmplă chiar la antrenament, arma cu care trăgea și s-a sinucis. Nu se știe exact dacă a făcut-o din supărare că nu mai poate fi locul întâi, ne mai trăgând cu ochiul lui bun, sau pentru o femeie, ca în orice nuvelă interesantă. Încercați treaba asta, e foarte tare. Te cunoști pe tine altfel când încerci să nimerești la tir.